În această perioadă, la Muzeul Județean Gorj poate fi vizitată o inedită expoziție de fotografie conceptuală semnată de artistul vizual Dragoș Mălăescu. Intitulată Without Face, expoziția cuprinde 16 lucrări, prin intermediul cărora artistul a încercat să arate că nu trebuie neapărat să privești chipul unei persoane pentru a înțelege ce sentimente încearcă să transmită aceasta. Am vrut să arăt că și corpul poate să exprime emoții, nu numai că fața, care evident că fiecare mimică arată o emoție sau ceva. Eu am înlocuit fața tocmai să arăt că și corpul poate să arate anumite mesaje, adică să transmită anumite stări și care pot fi înțelese. Până în prezent, lucrările lui Dragoș Mălăescu au fost expuse în cadrul mai multor expoziții de fotografie personale și colective, atât în București cât și în străinătate. Expoziția Without Face a fost venisată inițial în martie la București, iar în iunie la Sibiu. Acum a ajuns la Târgu Jiu, oraș în care tânărul fotograf a avut și prima sa expoziție. Este un artist foarte talentat, este un artist care într-adevăr promite mult, probabil că auziți des chestia asta, dar data asta chiar este adevărat. Este un fotograf foarte bun, este cumva inedită și specială expoziția asta, pentru că el de obicei preferă peisajele alb-negru. Data asta a venit cu o expoziție de portrete. Este o expoziție foarte, foarte interesantă, Without Face, a pornit de la o fotografie fără față. Și de aici a pornit un întreg proiect. Expoziția va rămâne deschisă publicului până la data de 28 septembrie 2014.